Astăzi, primarul social-democrat al Comunei Pâncești, Constantin Holman, împlinește frumoasa vârstă de 43 de ani. Cum la primărie este foarte multă treabă, edilul șef al localității aflat deja la al doilea mandat nu poate să-și petreacă ziua de naștere altfel decât la serviciu, unde are de rezolvat o mulțime de probleme curente care nu suferă amânare. Edilul șef declară că are satisfacția datoriei împlinite față de concetățenii săi în primul mandat, motiv pentru care a fost și reales și speră să facă măcar tot atâtea lucruri bune pentru comuna pe care o păstorește. Toți cei din jurul meu vreau ca astăzi să sărbătorim. Nu sărbătorim pentru că nu sunt bucuros că am mai îmbătrânit cu un an. Astăzi sunt prin 43 de ani, dintre care ultimii de acum 5 ani sunt petrecuți în administrația publică, unde, într-adevăr, sunt bucuros. La primul mandat am reușit să am încheiat două proiecte, construirea unei rețele de drumuri, asfalt pe 4,5 km. Am reușit efectiv să asfaltez două sate, Holmul și Ciurea, care erau cele mai principale, cele mai mari sate care stăteau fără asfalt. Și am construit în centru de comună o grădiniță, iarăși un proiect major care era indispensabil, nu se putea fără el. Primarul Constantin Holman are motivele sale să creadă că și-a făcut datoria către concetățenii săi și să-și dorească, ca și în al doilea mandat, să continue proiectele de modernizare a Comunei Pâncești. Va fi sărbătorit de colegi la terminarea programului din primărie, după care se va retrage acasă cu câțiva prieteni de familie pentru a face același lucru. Deci cu aceste două proiecte de suflet încheiate, zic eu că a fost un mandat destul de reușit. Sper măcar atât să rezolv și în mandatul care abia l-am început. Cum veți petrece astăzi? Pot zice că voi și petrece, poate mai pe seară, undeva spre închiderea programului voi face o atenție și către angajați, vom fi cu toți împreună și vom servi o cupă de șampanie, iar mai spre seară, după ce se termină absolut toate lucrurile cotidiene, acasă, în familie, cu câțiva prieteni. Străvechi pământ românesc, cu două necropole din secolele 2-3 era noastră, Comuna Pâncești a avut o soartă administrativă, grea fiind pasată de la un județ la altul. Comuna, aflată în extremitatea sud-estică a județului la granița dintre Iași și Vaslui, în 1931 a fost asimilată Comunei Poienari, iar în 1950 a fost transferată de către comuniști, după rusificarea României, la raionul Negrești, în județul Iași. În 2004 este reînființată Comuna Pâncești. Primarul Constantin Holmanu este primul edil șef al comunei care și-a propus scoaterea localității pe care o păstorește din starea de subdezvoltare la care a fost condamnată prin aceste decizii administrative arbitrare. Și se pare că a reușit pentru că a fost reales ca primar de către concitadinii săi care au apreciat eforturile sale de modernizare a unei comunități uitată de dumnezeii pământești și de autorități de-a lungul timpului.